Bună ziua, bine ați dat click la un nou episod din cel mai comedrink de pe internet, un fel de podcast care nu e neapărat podcast, nu-i talk show, nu-i nimic, dar e ceva... Ce n-are nimeni! Exact! În episodul de azi vom vorbi despre cel mai fierbinte subiect din Cluj-Napoca de zilele acestea. Pentru voi care vă uitați acum de zilele trecute, că o să o dăm săptămâna viitoare. Și anume, aparatul de citit palme și ghicit viitorul pentru elevi de clasa a 11-a, respectiv a 11-a B. Pentru a 11-a a fost special proiectat? Pe ca foarte definiție acolo. Pe ca da, să știi a în a 12-a ce-ți alegi și să începi să înveți la o materie. Exact. Cucu are dreptate, cum are rare ori. Și mă amuz eu pe mine la chestia asta. Dar și eu în interior să nu te deranjez. Bun. A existat un întreg scandal cu aparatul de citit palme și ghicit viitor. Sau, mă rog, presupus viitor. Dar n-a fost scandal, a fost Caterin și mai mult. A fost și un pic de scandal interior. A fost interior. Și scandal. Și din păcate în țara asta, cum apare câte o chestie bună, e suficient ca primul care face scandal să dea tonul și sunt în stare să anuleze proiecte de țară. Exact. Bogdan trolează așa cum a făcut și cu religia și cu Trump în episoadele trecute. Din cauza ta au scris unii pe YouTube. Deci cred că avem o grămadă de psihologi care ne spun în parte cine, cum suntem și că ei ne minimalizează, exact. Au trecut prin chestia deci, asta cu 20 de ani. Vă rog să fiți sinceri și autentici. Sincer și autentic la fiecare întâlnire cu voi și voi mă știți de atâți ani. Da, tot ce v-am zis este adevărat. Dar asta se zice. Întrebarea mea este... Genial device-ul ăla. Genial device. Aia vreau să eu să zic. Futu-i în gură cu comentariile lor. E un device absolut genial și presupunând da. Că nu e un altfel de boca de la Verita care îți dă efectiv niște răspunsuri random, gen un tensiometru pe care îl interpretează un magician, presupunând că ar funcționa. Eu cred că funcționează, eu sunt de acord cu Bob aici. Exact. Nu, da. Hai să presupunem că funcționează. Bun, da. Asta e, presupune că funcționează. Nu presupune că funcționează, dar mă rog. Vă eu doar presupunem că... Hai să presupunem că funcționează, știind că funcționează. Exact. Așa. Cucu, așa. Așa. Continuarea mea. Oamenii care au comentat nici n-au citit tot articolul. Asta se exact. Vedea acolo. Dar nici eu n-am citit, doar titlul știrii. Și că așa se face acum în 2020. Acum 30 de ani, dacă ziceai despre mașină electrică, nu te credea. Râdea ca acum în comentarii. Da. Întrebarea mea este... Da, vă rog. Dacă puneați voi mâna pe aparatul ăsta în liceu... Mi-era frică. Ce vă dădea? Gropar la cimitir. Vrei să te gândești la un răspuns mai complex? Nu. Adică săpături, să spun. Săpături de incinte comemorative de, în interiorul unui stabilitament. Dă-ți-mi voie să reformulez pentru că se poate să nu fi fost eu foarte explicit. Dar am vrut să zic altceva. Dacă da, încă o dată. Pune mâna pe el în liceu da. Și ar fi funcționat corect, în liceu ar fi știut că tu o să fii un actor de rang local... O mică vedetă locală, cum o zice cineva. Exact. Persoană apropo. Semi-public. Mazel tov! Vezi dacă vorbești mizerii. Dacă vorbești prostii. Lasă, lasă. Ce-am vrut eu să zic e că nuntă pe bani pe Netflix din 7 februarie. Am văzut că mi-a apărut anunț. M-am întuziasmat. Piccolo, adă un buret. Gason! Deci în clasa 11-a... În clasa 11-a erai un viitor actor. În capul meu, da. Ah, ok. Aia e problema. Că în capul meu eram. Dacă puneam palma, sigur îmi zicea alte căcaturi. Cucu, ce ți-ar fi zis? Ție, care ești actor. Sunt sigur că mi-ar fi zis să mă duc în Legiunea Străină. Ah, bun. Upa. Și acum ești actor nu doar în capul tău, că mai ești în capul câtorva oameni. Da. Ceea ce mare lucru. Dragoș, tu în clasa 11-a, ce... Se prefigura. Ce mă vedeam eu sau ce... Ce te vedeai tu și ce ar fi zis aparatul? N-aveam, exact. Nu cred că știam de capul meu. Dar nu era clar. Era prima dată la ce facultate să-l dau, dar cred că era cu ceva infracțiuni. Undeva la limita legii. Dar infracțiuni destul de... Dar nu știam de... Cred că de altceva. Cred că infracțiuni economice. Ei, nu aș fi cu calea prin care să ajungi acolo, da. E, cu prieteni, aia e calea. Anturajul. Cu alți mafioți. Anturajul te strică. Exact. Nu știu, dar stai că n-ai terminat tu. De când ai știut că vrei să fii actor? Eu?
Eu de când am știut că vreau, da, este de la prima piesă de teatru la care m-a dus maică. Mi-am zis-o de 1000 de ori, în clasa 6-a. Când am văzut aia, am zis, nu există meserie mai tare ca asta. Și de atunci nu mi-a mai ieșit din cap. Extraordinar. Dar n-am vrut, dar mi-era frică să mă fac. Trebuie să-l trimite la Țigul, că la podcast, mă, ce frumos a zis. Și piesa era comedie sau o dramă? Că și asta e important, adică ai văzut... Comedie. Ai văzut sala răzând și ai zis că vreau... Stai că vă zic ce era. Era Don Quixote. Oh, ok. O comedie deci, tragică, da. Era și. Era, era viață. Era, da. Dar bine, am vrut. Curajul nu mi l-am făcut decât prin clasa 11-a. Cum ți-ai făcut curajul? Când... Aveai ce să faci înainte de clasa 11-a în direcția asta? Trupa de teatru al liceului. Dar nu, al liceului era la teatru în Sibiu, acolo. Făcea chiriacă ăsta când el era mic, atunci ca un funar mic. Și făcea din astea și acolo, bă, am vrut să văd dacă am înclinații, cât de cât. Că eu m-am dus să văd dacă am înclinație, nu că să mă fac actor. Și avea înclinație. Când am văzut că am, m-am zis acolo, m-am înclinat, am văzut că am avut. Am zis, hai să încerc. Și întrebarea mea care m-am gândit eu la ea, pentru mine. Dacă te-ai întâlnit acum cu colegii de liceu din clasa 11-a și presupunem că nu v-ați întâlnit de atunci deloc și nu știu nimic despre tine, și tu ai zice că ești actor, ei ar face? A, da, sigur, clar, evident. Problema mea este că m-am întâlnit, exact cum zici tu, nu i-am văzut de atunci și au zis, a, da, mi se pare normal, iar eu nu înțeleg de unde vorbesc prostiile astea. Deci, am și întrebat, cum adică, a, da, normal? Păi, da, erai de atunci așa. Eram ce, mă, nici nu vorbeam, mă, nu știam unii de alții. Și nu e nervant că știu ei asta despre tine și nu știai tu? Adică ei au văzut filonul ăsta artistic. Am vrut să le zic, tu morți, mă, de ce nu mi-ai zis? Mi-era mai ușor în viață. Cred că s-a întâmplat alte chestii. Eu chiar cred că dacă niciun. Nu vedeam asta și n-ar fi știut atunci, tu fiind, făcând asta cu naturalețe, li se pare că, da, mă, așa e. Deci, practic, ei au legat, el, au legat ceva din liceu, așa, gen o atitudine și au zis, a, da, deci o sinapsă a fost unul, da, a, bine, gata. Și cred că se zice că dacă faci ceva, se pare că e ușor, când îl faci, înseamnă că faci bine. Și probabil că, am anul că te umflă pe tine la faza asta. Pe de altă parte, cred că colegii fiecăruia dintre noi ar putea zice, a, da, mi se pare normal. Ești atât de obișnuit, gândiți-vă că trebuie să te duci la filmele pe care le știi consacrat de atâta timp, să înlocuiești actorii care au jucat în ele. Cum ți se pare să înlocuiești actori în... Și nu poți, că te gândești, nu se poate, pentru el a fost făcut rolul ăsta. Cam așa și oamenii care sunt obișnuit atât de... Nu, ai văzut un film. Așa. Iau o tâmpe... Titanic-ul. Ah, ok. Pe cine ai vedea în locul lui Rose și al lui Jack, dacă nu pe Leo DiCaprio și cu ea? No, ah, acolo chiar acum, pe oricine acum, ar vedea. No, acolo chiar pe oricine. Eu gândesc altfel, că nu... În Dr. House n-aș putea vedea pe altul, uite, de exemplu. N-aș putea să văd pe altul. Vezi. L-ai ascultat cântând. Cum să nu? Ai de capul meu. Păi știe multe, mă. E cum se cheamă, Tibi, efectul ăla, că ai senzația că știi ceva despre ceva, dar știi greșit? Mandela am avut aseară o chestie. Puteai pune pariu pe o chestie pe care o știai de mic. Eu chiar am pus pariu și am pierdut. Da, mă. Deci, știam clar ceva din liceu și după care era ca liceu. Cum se termină We Are The Champions? Nu se termină cu Of The World and we... Și mai zice ceva după. Nu se termină așa. Nu? Nu. Nu. Am părea pe asta. N-am ascultat de mult. Asta nu e Mandela Effect, mă, asta e Queen Effect. Păi se termină așa, we are the champions of the world, thank you very much. Păi nu, că nu-i cu... Se termină numai cu we are the champions. No, fără of the world. Trecem și la Bogdan. Tu în liceul tău frigotehnic. Vai că n-am crezut că e așa amuzant, am să mă uit la podcastul ăsta. Dau și bani să-mi bag. Da. Ce credeai? Cum ai? Știai și tu ca eu știam, de actor? Eu mi-am tot dorit treaba asta de copil mic. Ok. Dar care a fost prima chestie în legătură cu actorii ca să știi că vrei să fii la fel? Care a fost prima dată? În filme? Că ăla e la prima mână. Filme. În filme, da, e la prima mână. Eu am jucat în școală. M-au pus învățătoarele, profesorii. Diriga. În gimnaziu? 1, 4, 5, 8, 9, 8. Ah, păi atunci, da, e altceva. Mă, și era așa o chestie, îmi plăcea. Știi? Noi am avut în afara școlii, am avut treaba asta. Mie de teamă
Pentru că înainte de toată povestea cu actoria, eu mi-amintesc de când nu puteam ieși de după canapea, acasă, cu familia în vizită, să-i văd pe ei, atât eram de emotiv. Și mi-amintesc cum stăteam după conopeiul ăla. Ce s-a întâmplat într-un an de la stat după canapea să te cheme părinții? Ești mă afară, că e măta cu tatăl tău, cu unchiul tău, cu mătușul tău. De acolo până la a fi un fel de mic bufon, oriunde mă duceam cu familia, eu mă trezeam vorbind. Le ziceam la oameni chestii, îi întrebam. Eram copilul ăla care mă băgam în seamă, dar cu un an înainte, bă, nu ieșeam de după canapea. Nu mă îndoiesc că te băgai în seamă. Da. Și eu cu Dragoș. Eu cu Dragoș. Și eu de mine mi-am dorit. Și îmi amintesc întrebarea învățătoare din 1-4, ce vrei să fii, Rădulescu? Și am zis actor. Și am zis, ce drăguț, ce înseamnă să fii actor? Și am zis, nu știu. Că auzisem în jurul meu la toți, actor, să faceți copil actor. Bă, ce drăguț e copilul, să-l faceți actor. Bă, mult vorbește, nu vă doare capul, faceți-l actor. Nu, și cred eu... că a zis, mult vorbește, faceți-l Florin Piersic când îmbătrânește. Gen! Și atâta de mult puterea cuvântului repetitiv. Eu atâta de mult am auzit treaba asta, că faceți copilul actor, copilul actor. În liceu, când o întreba dirigul, ce vreți să faceți, băieți și tot? Vreau să fiu actor. Păi venit ăla de geografie care au râs în hohote cu muci și o sternă cu tâmpenile, se bagă mințile în cap. Ia și tu o meserie, da? Și am zis, azi rasa mă, tirească țară tuție. Și mai fost de-astea. Și după aia, an mai târziu, am dat admitere, am făcut școala populară de arte, că n-aveam în liceu, noi n-aveam club. Eu n-aveam așa ceva. Singurul liceu, fiind de profil industrial, nu aveam cerc de teatru și de lea. Și m-am dus la școala populară de arte și am făcut cu Stănică, cu Bucur Stănică, cu colegul. Deci tu îți dai seama că eu sunt atâta de vechi că nu exista școala populară de arte? În Sibiu? Niciunde în țară, nu exista așa ceva. Dar încă nu era populară, era underground. Deci ce făcea Chiriac? Era avea o trupă de amatori, că așa e s-o cășuna lui. În ce an ai venit în Cluj? În 90. Pe vremea mea... 5. Yeah. Îi zicea Cluj sau era Napoca, ca pe vremea romanilor? Ce, mă, umblau vikingii pe aici, da, cu săgeți, da, mă! Stai un pic, Cucu, tu ai venit la facultă... Să împingă barca pe tu ai venit la facultă când era secția de teatru, era secția, catedra... Era înființată de 2 ani. La litere, catedra de teatru, făcută de Anton Tauf, venise Cicicu Predeas o vreme, și tu ai dat admitere și ai intrat la secția de catedra de teatru... A facultății de litere. Secția Scolier Matrițel, da, la Babeș-Bolyai. Da. Eu, între 97, între 96 și 98, sau 97-99, deci gândește-te că eram în liceu în anii... Deci dacă în 95 am gătat liceul, eu eram în liceu în 93. În 93 exista școala populară de arte, erau 3 ani de la Revoluție, sunteți bătuți în cap. De-aia deci exista și înainte de Revoluție. Nimic. Nu exista nici mâncatul de pe jos, bă. Nimic nu exista în 93. No, bun, eu te înțeleg, dar vreau să zic că la Cluj, pe vremea mea, și noi, eu m-am dus la școala populară de arte din Cluj, unde preda actorul Teatrului Național Bucur Stan. Să făcuse. Stănic. Adică probabil atunci, imediat după Revoluție, da, au trecut niște ani și au zis, bă, putem face ceva și separa să câștigăm un ban din sărăcie. Ai. Și așa probabil încet încet s-au făcut. Da, dar nu am prins așa ceva. Am făcut, am dat admitere. Dar noroc că am prins și eu asta. Că am văzut și ce o pantomimă, da, să zic o poezie, să, da, facem o improvizație. Adică eram, când m-am dus acolo, eram man. Nu știam nimic despre nimic. Știu și eu, varză am fost, mă. Și nimic, că m-am uitat și am văzut ce fac, aia a zis, bă, ce fain. Da. M-am uitat la spectacolele noastre din anul întâi și m-am gândit, fuck me, ăștia nu putem fi, n-ai cum să ieși pe scenă. Și totuși, asta te învață, ne-a luat, am fost destul de varză de la început și crești, înveți. După aia... De-aia zice școală, bă. Da, mi-e mai bine să vii... Ba, da. Așa peste 10 ani când te uiți pe Netflix la Mirciulică și zici oh. Nu, la școală la noi așa era, că zici, era o colegă avea 26 de ani și un coleg avea 25 de ani și unul avea 28 și la ea strâmbau din nas că ziceau, trebuie să la vii de pe băncile școlii curat, că dacă cineva te-o strica și ți-o zici ce-i meseria asta, noi nu trebuie acum să scoatem din exact tine tot căcatul ca să zicem că înseamnă altceva. Asta o zis Baciu Cuvinte. Asta ziceau și comuniștii cu reeducare. Da. Bă, 25 de ani, Dostoiesc. Cu coare dreptate, toți colegii aveau 18 ani, Robi aveam 19, da, un pic mai mare și aveam 25. Și o zis, când ai 25 de ani și auzi replica unor oameni aflați atunci la vârsta noastră, Baci Cuvinte aveau 40 de ani. Și-o zis, dar 25 de ani ești cam bătrân. Da, ce bătrân, dar ce fotbalist, tenismen. Și când auzi la 25 de ani cuvântul bătrân, zici, bă, nu se bada, ești. Dar stai la 19 ani, că ești de Robi, că la 19 ani, 19 ani.
La poți să ai între 12 și 19. Da, da, 18 și 19. Dar cum o zis Cucu, iei pe studenti, iei pe elevii mele de pe băncile liceului, lucrez să n-apuri să faci teatru amatoricesc. Și altele. Ca ei să-ți scoată profesioniștii teatru amatoricesc din cap. Aha. Și să te înveți de... Noi eram ca blatul la pizza. Și ei făceau pizza, nu e simplu? Cam, da, e foarte simplu și cred că de asta insistă BOR să existe ore de religie în școli. Pentru că trebuie să iei de tineri și să le bagi chestia asta în cap, în casă după aia ce crezi mare. Să-i fie tineri ca o găleată în care să te poți căca. Să le intră știință și logică și tot felul de căcaturi și nu mai încape religia la dracu. Bravo! Și de unde mai fac ăștia bani? Fiți atenți! Bravo! Fică mea face religie. Nu ne-a întrebat, nici nu mi se fulfie, nu contează atât da, de mult. Dar ce face? Ridică oamenii din morți, merge pe apă, ce face? Ce? Fică ta. Nu ai la examen. Deschide ochii la mea, ta, pardon. Da. Examenul e să vindece un lepros. Și nu, dar până și să mai dă, faci așa și mai dai o cocoașă. Și numai nu găsesc leproși, aia e problema. Bă, nu sunt bani de cretă, de, din astea. A, de... Păi nici leproșii nu mai ești ce erau. Pe vremea mea, vine fiica mea la casă cu un evantai. Zice, nu știu ce, și zic că asta l-am făcut în ora de religie. Și zic, ieri a fost asta. Să-i facă vânt la religie. Dar zic, voi ce faceți în lecția de religie? Nu avem săptămâna spaniolă la religie. Ce faceți în ora de religie? Și zice, doamna învățătoare, doamna profesoară, că nu învățătoare, doamna profesoară de religie ne zice nu știu ce, și noi tot stăm și facem ce vrem și ne uităm așa pe geam și nu ne interesează. Aia e faină și ora atunci. Atenție! E foarte faină, dar mai faină decât toată treaba este profesoara de religie care știe cum pui informațiile în capul unui om. Că nu e atent. Că nu e atent. Ai două feluri de profesori. Da. Ai două feluri de profesori. Bă, unde te uiți pe geam? Bă, nu știu ce. Nu. Pune mâna și față din Isus. Când ești în alfa, când ești în starea aia, când creierul e pe altă vibrație, când stai și te uiți pe geam afară și e zen, unul lângă tine toarnă cu tot cerul ce vrea. Profa de religie e cea mai deșteaptă din punctul ăsta de vedere. Că toți îți, ok, la mine, cum îți la școală. Unde te uiți? Fii atent la ce vorbesc cu tine. Și tu te uiți la el și îți bag pula că nu mă interesează. Copiii la religie toți desenează, pictează, se uită pe geam, timp în care și mai drag martorii lui Jehova, mai le dă o carte. Adică atunci când... Mi-e place, bă, acționează bine. Religia trebuie turnată în capul copiilor de mici. Asociez cu capul utopit. Asociez cu stări, cu emoții. Dar eu am impresia că poți să asociezi cu emoții. Cred că îți rămâne informația aici dacă o asociezi cu emoții negative, dar... Ideea să fie... Doamna o asociată cu emoții pozitive de relaxare. Stau copiii ăștia, fac evantaie și doamna le zice. Le zice și ea... Fii atent! Dacă intrai pe ăștia de-a patra, cincea, șasea, ce-ați făcut la religie, nu mai știe nimic. Deci am greșit gluma la început. De fapt, încet, încet le face vânt către altă lume. Copiilor. Bravo! Da. Îl simțiți pe Duhul Sfânt? Nu. Ia acum. Da, eu mă bucur că se întâmplă așa, pentru că nu poți să te ancorezi numai de partea văzută, simțită a lumii. Există o chestie de spiritualitate pe care religia nu acoperă deloc. Absolut. Este varză. Religia este o cușcă în care îți explică cum o să belești pula în iad dacă nu asculți mă, religia ți arată cum e să fii un canar în cușcă liber. Religia ți arată cum e să fii un canar într-o cușcă și ți arată că dacă ești în afara cuștii liber, te duci dracului. Asta ți arată religia. În timp ce, exact ca în imaginea aia faină cu acvariul din ocean, spiritualitatea, până la urmă, e o chestie de... Problema este că niciun tip, niciun om care e spiritual și liber, nu se va întoarce la unul cu religie să-i zică, bă, nu faci bine. It's your choice. În schimb, adepții religiei, cu mână pe cruce și cu mână pe topor, te pot îngropa de viu numai pentru că îndrăznești să gândești diferit. Să simți diferit. Să cumă cu cura, mă, ateul ăla, cumă nu crede nimic. Cum nu crezi în nimic? Deci de ultra și... Ultraș. Problema este că în religie îți mai mulți ultraș decât ultraș în galerie la Universitatea Cluj. În religie sunt atât de puțin echilibrați. Uiști zici, mă, și unii și alții. În religie, din păcate, este uiști, pentru că e o chestie care implică atâta factor de necunoscut. Și ce-a fost înainte și ce va fi după ce murim. Și atunci teama, ce mai ușor controlezi cu frica. Asta o știm de atâta timp, am mai povestit-o. Și ce mai mulți extremiști sunt religii. Și nu vorbesc numai de-a noastră. Orice formă de religie are un extremist, are să o... Să vezi la scientologi? Tot ce e, mă, dar toți. Nu știu cum, la scientologi. Toți. Sau la... Cum se cheamă? La scientoiști.
Care să vezi ultra și la... Do you guys remember vânătoarea de... La budiști ultra și să vezi cum... Pentru că intra... Ce să stau, mă... Știi cum se facă ea odată una cu nimicul. Oricum e terminologie folosită când e... Când vânătoarea de, vânătoarea de vrăjitoare. Eterna vânătoare de vrăjitoare pornită din cele mai vechi timpuri. Pentru că erau vrăjitoarele pe care istoria care au rămas... Femei. Deci nu erau vrăjitoare, erau doar femei. Doar femei. Știi ce cred? Mm. Erau femei care aveau un nivel de profunzime alt, mult mai... un nivel de profunzime mult mai profund. Mai iată. Erau femei profunde, erau femei care aveau cunoștințe, erau femei care știau, erau în relație bună cu... Nu, e atât de complicat. Erau femei care, efectiv, una din ele l-a refuzat pe un tip și l-au zis, aha, m-ai refuzat, vrăjitoare. Ok, tu ai dus-o în partea la altă care e foarte probabil să se întâmple. Dar după aceea când o generalizat sentimentul și a început să le vâneze, orice femeie care era un pic altfel, care își ridicase capul, care îl refuzase pe ăla, care avea o idee, toate au fost puse sub vrăjitoare, trebuie omorâte. În ziua de azi, în 2024, încă există vânătoare de vrăjitoare. Numai nu mai ești vrăjitoare, oricine care simte diferit, gândește diferit, care îndrăznește să pună întrebarea, bă, dar dacă... La mea ești o vrăjitoare, ești un nu știu ce știu. Da, mai poți să gândești diferit, să faci chestii diferite, pentru că e atât de divers și de accesibil tot. Deci dacă intri pe internet, vezi toate părerile din toate privințe de la toți oamenii, da, mai și... poți să fii diferit și foarte nou, să poți, vii cu ceva poți nou. Poți să vii cu ceva foarte nou, iar ăilalți care, în fața cărora ai îndrăznit să gândești altfel, o să arunce pe tine toate. O chestie nouă, eu nu știu una da, să fie zic că imediat să poți și scandaloasă. Îți mai vin câțiva ca și tine, că te găsești mult mai ușor. Da, te găsești mult mai ușor, te bagi în grup chat-ul tău, în grupul secta. Tău de Facebook, în secta ta și ai oameni ca tine și gata, sunteți toți la fel și vi se pare bun, că aveți dreptate. Bun, mă gândesc la câteva și vă zic, câteva care sunt what da, dacă fa-t. Nu-ți vine una pe loc acum... Înseamnă că nu există? Înseamnă că e puțin probabil. Păi nu, dar am văzut și eu, am auzit despre ea. Adică cine a venit cu o abordare diferită la care să zici, wow, nu știu, șoșoacă? Nu, faci ce fac toți politicienii, scandal din tot timpul. Da, am văzut. Și Olivia Stern, nu, a venit cu niște conspirații vechi din anii 70 și cu rețete de mâncare fără carne. Budeanu, nu, o hăitărit tot ca să facă scandal, ca să-i crească pagina, ca să ia bani de la politicieni. Da. Adică nu e atât de diferit și de... Era aparența chestii diferite când nu te puteai conecta cu ceilalți. Atunci da. Când nu circula informația atât de ușor. Dar acum da, nu cred că... Lucrul pe cu cine? Cu voi am vorbit acum de ceva vreme sau cu altcineva. Dacă și înainte de a fi internetul, oamenii erau tot atât de nebuni și de... Da, avem același creier pe care îl avem de 100 de mii de ani. Nu? În noi nu s-a schimbat nimic, s-a schimbat afară, că avem și în ultimii ani accesul nostru la informații. Da. Crezi că accesul la informații a făcut ca oamenii care erau nebuni și înainte să fie văzut ce mai vizibil, da. E mult mai vizibil totul datorită... Domnul Microsoft ăsta, când a inventat... Cine, Dragoș? Nu mă, domnul Bill Microsoft. Că a zis, când eu am vrut să fac computerul, eu am urmărit... Așa zice el în documentarul lui, eu am urmărit ca informația să meargă mai departe și noi să controlăm informația dacă e adevărată sau falsă. Și zice, el zice, între timp nu știu ce s-a petrecut, că poporul ne-a furat computerul și au zis, poporul a zis, noi ți-o dăm informația. Noi cine, dar noi cine trebuie să fie? Păi, ceva filială de la ocultă? Nu, noi cei care locală, pe Silicon am inventat, dăm niște legi, cum încerc acum cu AI-ul, dăm niște legi, stai că asta nu poți să zici, nu poți să minți, nu poți să fie știri așa. Big Brother. Nu te du așa departe, e așa, mai omenește să gândea el, nu să gândea chiar la alte pușcă. Dar el ce urmărea? Nu urmărea să facă bani? Efectiv. Păi făcea bani prin faptul că dădea informații. N-a ajunge bani, ce pula era bogat dinainte. Voia să de la nevastă, să cum a zis Silviu German. Dar ce e frumos este că el a zis că n-am fost atent și poporul ne-a furat internetul și acum ei ne spun. Dar știi cum e... Asta mi se pare minunat. Bă, a câștigat poporul odată, bă. Nu, a câștigat unii care au avut acces la bani și au făcut niște gadget-uri și au făcut niște din soft-uri. Popor. Din popor, cu dracu, că nu mai au bogați, au putut să le facă. Dar ce se întâmplă acum cu tehnologia și cu AI-ul,
e că s-a băgat unul într-un laborator, a zis hai să facem un hibrid între urs, leu, tigru și lup și să vedem ce se întâmplă. No, și l-au scăpat din laborator și acum încearcă să inventeze un laso cu care să-l prindă. Bă, și greu. Pentru că... Ce mișto comparație. Da, și acum transpune-o în ce s-a întâmplat exact. Ce-o scăpat de sub control? Internetul sau AI? COVID-ul! Internetul, accesul la informație, e foarte greu să reglementezi internetul când îl are toată lumea și îl folosește atât de nestingherit. În același timp, e și un pic mai ordonat, pentru că eu știu că la un moment dat, prin clasa 11, căutam pe site-uri cu mizerii și am dat peste clipuri cu decapitări. Rotten.com. Pe da, Rotten. Da, pe atunci la un moment dat. Man! Și am ajuns din greșeală că nu știu pe ce random.org intram eu atunci, nu știu, StumbleUpon, că te ducea pe diferite site-uri sau nu cred că era pe StumbleUpon, ăla a apărut mai târziu în facultate. Păi le găsești acum? Nu mai le mai găsești așa de strânsit? Nu le mai găsești atât de liber pe un site atât de accesibil. Aha. Atunci am intrat pe acum un site, e pe dar, am văzut o decapitare, am scos calculatorul din priză și am stat în întuneric un pic așa. Și n-ai fost bugă. Nu cred. Și am adormit un pic mai târziu seara aia. Îmi amintesc când am văzut... Trebuie să mergi în China oricum se întâmplă chestii. Că le cenzurează. Acolo cenzurează foarte mult și s-a dus în extrema cealaltă. Da. Deci depinde unde ne uităm. Păi, dar hai să ne uităm de la noi. Exact. De și aici. Ce se mai întâmplă e și cu AI-ul, că toată lumea crede că e un super animal, super potent, care de fapt nu e chiar așa. Adică n-o să ia atâtea joburi și n-o să facă atâtea chestii minunate. Dar trebuie să crești un pic PR-ul ca să faci o grămadă de bani din el acum. Capitalism. Adică, zic că știi cum e, dacă îmi permis comparație, e potent, dar de la psihic s-ar putea să aibă tulburări. Știi? Căci... Cred că toți știu. Ce mi-am notat? Apropo de sărăcie, mi-am notat aici că există sărăcie și după aia există România n-are bani să meargă la Eurovision sărăcie. Și dacă e bine sau nu că nu mergem la Eurovision. Eu zic de rând sărăcie de Eurovision, în primul rând. Cred că ai ales generația de vârstă. Tu ai zis că era Paralympics ale muzicii. Muzicii. Da. Dar nici măcar nu Paralympics show. Știi pentru mine cum e asta cu Eurovision? Cum mă uit eu așa la știri și când vine știrile din sport, dau pe mut. Ok. There you go. Da. A, nu, n-am treabă cu Eurovisionul, n-am avut și nu, în afară de ABBA. ABBA cred că este singurul produs grozav al... Nici nu știu să o lansa la Eurovision sau nu au câștigat Eurovisionul. Da, nu știu. Și după au fost rampă de lansare. Cred că e inventat Eurovisionul, nu știu. Oriceva de genul, nu știu, dar da. Păi ca orice, prima ediție e cea mai bună. Ca cu Eurovisionul. Ca la fine, este ca filmul ăla cu Farel, cu Eurovisionul, cum zice? Cred că e Eurovision. Fain, lasă-mă. Pe Netflix. Nu. Mișto. Da. Echipa Finlandei sau ceva. Aha, că ne uităm, vedem. Eu o zis cu mai devreme de Bill Gates, că zicea tipic că era bugat și înainte. Vă propun rapid un exercițiu de imaginație. La toți trei, toți patru și druidul și îmi răspundeți așa la final. Dar nu faceți niciun calcul, încercați să do it mentally. Bagă. Atenție. Să zicem... Acum mai faci liniște și începem imaginație. Să zicem... Să zicem că în ziua în care s-a născut Iisus Hristos, așa, pui deoparte, într-un cufăr, 7.000 de euro. Știu eu ziua, 25 decembrie, 0. Nu, stai că nu era, era 0-0 acolo. Era 0-0 la pauză și la final. În ziua în care s-a născut, atenție! 0 pauză, 2 final. În ziua în care s-a născut Iisus Hristos, cine tine am nevoie la asta? Ai pus 7.000 de euro într-un cont. Așa, bun. A doua, a treia zi îl iau din ieslez bun în altă parte, tu mai pui 7.000. A patra zi mai pui și, atenție, 7.000 de euro într-un cufăr enorm. Crește pruncul Iisus, pui 7.000 de euro în fiecare zi a vieții lui. Se face băiat, se face adolescent, face tâmplărie. În fiecare zi pui 7.000 de euro în cash. Nu-l poți da la facultate, că nu era facultate. Bun. Îl dai la facultate dacă poți să dai la facultate. Era... Atenție, să fac 33 de ani. Îl răstignește. Pui 7.000 de euro în cufăr în ziua în care l-a răstignit. 3 zile aștepți îngropat. Pui câte 7.000 în fiecare zi. Ridică Iisus din morți. 40 de zile mai târziu se ridică. Tu în fiecare zi
din clipa în care s-a născut, pui într-un cufăr 7.000 de euro. Păi și ce face cu banii? Că nu era nimic de cumpărat. Nu mă pic, știu! Trece Iisus, s-a lăsat la cer, s-a făcut anul, au venit vikingii, ai pus mii, au venit după, au venit anul 1000, au venit epoca în care, au venit inchiziția, au terminat inchiziția, 1600. Deci, haideți de-a lungul istoriei, în fiecare zi, așa, în clipa în care s-a născut Hristos, până azi, tu pui într-un cufăr 7.000 de euro. Ajungi în ziua de final de ianuarie 2024. Câți bani ai în cufărul? Mai puțin ca Bill Gates. Asta era morală. Nu ca Bill Gates, mai puțin ca Jeff Bezos. Păi de-a bun, și dacă pun 8.000? Deci nu cred că am stat să ascult prostia asta și eu poate vreau să pun 10.000 în pula mea. Deci s-au gândit, au zis toată povestea, ne-au acaparat atenția, dar au găsit suma ca să câștige ăla la sfârșit. Nu. Deci 2024 mulțit cu 365, 64, da? Da. Și ori cum? 7.000, tot e mai puțin decât... 7.000 ori 365 de zile, da, ori 2024. Dar dacă adaptezi la inflație, e mai mult. Întâi, 5.178.000. Că e curba lui Gauss. Da. S-a ridicat, a scăzut. 7.000 da, ori 365... Domnul, pe Android mere mai greu calculator, așa e? 5 miliarde 171. Atât numai? Nu, 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 că e mai mult. E mai mult. Păi sunt oameni care au miliarde de miliarde, bă, nu numai 5. Cătralioarde. Oh, da. Și că planeta o să aibă în curând, nu știu, în următorii 10, 15 ani, 20, primul trilionar. Cine? Care să aibă 1000 de miliarde. Păi nu știu cine. Nu știu. Crea că știi din trei. Super Bezos. Un Super Bezos. Nu, da. Să unesc din puterile noastre combinate, eu sunt super ban. Și globul pământesc tot va fi jumătate foame. Pune, da, mai mult. Pun Bezos, Bill Gates. Și din puterile voastre Gigi combinate, Bicari. Eu sunt super pedofilul, da. Pentru că asta fac bogații. Bă, am văzut să-mi bag. Ce? Nu am văzut nimic. Listea lui Epstein. Întrebarea mea, pentru că urmează un an greu. Da, am hotărât asta de la primul podcast. Că și în 2022 știam că vine război. Era chestia aia că dă Putin cu bombardeaua aia mare și că... Nu. Urmează an greu că avea, nu știu, 3-4 rânduri de alegeri. Și Cucu a zis că nu participă. Pot să știu de ce? De ce nu se retrag drepturile cetățenești? Nu mă mai interesează. Nu-l interesează. Nu mă mai interesează. Nu te mai interesează. M-a interesat, nu mă mai interesează să vină cei din urma mea. E simplu. Să vină cei din urma ta să facă. Păi eu la 47, nu mă, să voteze, fute-tula. A, să voteze. Adică eu la 47 mă duc la vot și ăla la 19 ani, tot să droghează și calcă mașini la 2 mai, oameni, cu mașina. Și păi hai să mai facă și el treabă, nu tot eu. No, și gata. Dacă nu votez... Și crezi că ăla o să voteze în interesele tale, ăla de 19 ani care se droghează? Păi, tu știu, așa ar trebui. Bine, nu ăla care se droghează. Deci de nu mă mai interesează. Păi, deci nu te deranjează nimic din ce se întâmplă în țara asta. Păi, nu există program politic pro-droguri. La noi. La noi. Că unde? Nu mai, la ce să mă mai intereseze? Am învățat din sărăcie, umilință și suferință, am învățat să mă descurc cu orice ar fi. De ce să mai votez? Că oricum mă descurc cumva. Ah, ok. Dacă oricum mă descurc, am obosit de măcar pe mine. Am înțeles. Este ca și expunerea, ca să faci anticorp, expunerea la tot felul. La radiații. Da. Ce că și acolo te adaptezi ușor, dacă nu-i dai tare. Da? La venin. La venin, da. La venin. La veninul oamenilor din jur. Da. Da, am întâlnit multe femei. Bogdan, tu o să... Am întâlnit și bărbați. Bă, m-am greșit, nu 7.000, mă, 200 de mii. E bun. 200 deci, ai și futut povestea. Am putut, nu că povestea rămâne. Dar au dat-o cu 7, că e cifră magică. Haide să continuăm cu Tibi cu v-am votul. 200 de mii de euro pe zi. Alo, domnul. Bă, dar voi vă dați seama, mă. Bă, dar voi sunteți nebuni. 200 de mii. Cât are?
Dar nu-s bani adevărați, nu are. Bă, da, dar cât 200 de mii de euro, ori 365 de zile pe an, 73 de milioane, ori 2024 de ani. Dar cine pula mea să răcie aia când s-a născut Iisus avea 200 de mii de euro să tot pună? Da, nu existau euro. Bine, asta ne încurc acum. Pe mine, da. Bine, scuză-mă, mărci! De nu! De bănuți de argint, bănuți de care la pe 200 de mii, mă. Dă-i mă pace, mă. Ce să faci cu atâția bani? Hai să continuăm subiectul, nu mai lăsat pe Iisus. 200 de mii. Iisus va coborî în România după ce o să iasă șoacă. Dar cât e evaluată? Dă să vedem. Avere evaluată. Tu cine votezi? O să Bezos. Tu mergi să votezi? 8-7 că ăștia deja cu Iisus și cu bani. Eu sunt undeva în balanță și de-aia voiam să ori să mă convingeți, ori să mă descurajați unul dintre voi. Nu știu. Tu ai am avut... Acum am făcut 4-7. Am 7 ani de când nu mă mai ating de bani. 179 de miliarde, 180 de miliarde. Da. Voi aveți emisiune separată. Deci la 200 de mii de dolari pe zi, euro, de când s-a născut Iisus până ziua de azi, avea mai puțin bancă. Atât de mult nu-mi pasă decât. Dar chiar deloc, e deloc interesant ce faceți. Da. Gata. Bă, dar Elon Musk zice că e mai multă miliardă. Și nu erau, și nu erau. Nu vreți să mergem la mâncare să vorbim astea. Ba da, zi Tibi, vrei să te convingem să nu votezi? Nu, el să nu votezi, tu să votezi. Ce? Eu l-am convins să nu voteze, tu convingi-l să voteze. Că tu, te-am văzut că era așa mai implicat în politică la un moment dat. Da. Chiar nu votul, te mai implici. Cu alea, cu... Da. Nu, convinge-l că merge, e bine să voteze. Dacă nu noi, atunci cine? Alții. A zis el. Și aia alții, vrei să-ți decide pe el alți viitorul? Dacă păi până acum eu mi l-am decis și oameni ca mine și-au decis viitorul în ultimii 8.000 de ani. Așa este. Bă, cucu, da. Dacă fiecare... Ar gândi ca tine. Că, dacă fiecare da. Zice că nu să facă restul, tu îți dai seama că ar fi mai rău decât e acum. Mai rău decât e acum? Da. Abia aștept să văd ce înseamnă mai rău decât e acum, pentru că nu mă duce imaginația. Aur la putere, comunismul cu, fără internet și telefoane dinainte de 89. N-ai de unde să știi. Da, asta poate aia după de două luni de guvernare, cineva le dă foc. N-ai de unde să știi câte surprize vor fi și schimbări dacă vine chiar un prost la putere. Ce ca să nu risc să vină un prost la putere... Mă duc și votez. Rău cel mai mic, că o să fie ciolacul cu ciucă, din nou. Să joci ca italienii. Din nou să fie rău cel mai mic. Tu îți dai seama că va trebui să votezi cu ciucă? Să lucreze în tandem, să fie un ciocolacu. Așa, exact. Ciocolacul nou și vechi. Cum asta? Faceți în pula mea un președinte prin rotație ciocolacu. Asta e Tibi, zice, da. Bună ziua, aveți ciocolacu cu alune. Și să fie 4 luni unul, 4 luni altul. Când unul mere la schi sau cum să unde să ducem muistul ăsta la de pierdut din 18 decembrie, nu am văzut nimeni. Și fiecare când vine de la schi să zică la ANAF, nu-i bine, hai să dăm alte legi. Da. Și așa să ne fută capul. Ciocolacu și să conducă. Nu mă convinge, convinge-l de ce să voteze. Și păcuza, și păcuza lor ales în Moldova și pe lor ales. Asta e istoria, mă. Deci, ne luăm acum de istorie. Cum au fost? Au făcut, bravo lui, acum nu e posibil să nu votăm. Dacă cei ca noi nu votează, atunci o să voteze alții și o să iasă la alegeri. Ce a fost și până acum? Mai rău. Mai rău. Ah, bun, am trăit mai rău. Dar stai așa, de ce mai rău neapărat? Probabil că mai rău teoretic, poate fi că mergi mână în mână cu UE. Teoretic că mai rău, pentru că poate să n-aibă chestiile foarte extremiste sau partidul foarte toxice, să n-aibă validarea. Câți dintre voi știți că Șoșoacă și-a făcut partid? De da, știu, sos și zici sos cu cartofi prăjiți. Eu am crezut că se cheamă, că s-a ales de la Șoșoacă. sos.ro. Și noi? Nu, SOS. SOS. Dar poți zice SOS în cazul ei. Știți la cât e? Credeam că e la 5. În știți la cât e partidul lui Șoșac? La cât? La 8%. Cine i-a zis? Aia de întreabă un român din 100 de mii? Răzvan Anghilescu. Bine. Cabrarul. Dar nu bat 100 de români. E bun, da. Pe când aud asta pe mine, mă apucă cu răuț. Șoșoacă e la 8%. Așa eu dau aceste așa. Sondaje de estimare. Poate plătite de ea. Da, nu, atunci da. Șoșoacă e la 8%. Plus bou ălalalt, de care nu sunt sigur că s-o căsătorit cu femeia cu care era înainte. Ăla este o dubioșenie maximă. Cine? Simion. Ăla nu-i dubios. Cum să fie ăla dubios? Cum poți să vorbești așa? Ăla e un om cât se poate de normal. Ok.
Ce nu crezi că s-a căsătorit cu aceea? Man, că dacă te uiți, tot m-am uitat așa pe net, în cu câteva luni înainte era că s-ar putea să fie homosexual, atent, aia e altceva. Dar omul ăsta... Nu, ce frumos că i-ai zis homosexual atent. Da. Poate să fie unul distrat care nu e atent. Așa. Dar îmi place că de-aia mere țara bine. Când trebuie convins unul să voteze, n-ai înțeles nimic, e o confuzie totală, o circă reală. Tu te duci acasă și zici, mai stau una, nu-mi va pula câtă n-am înțeles. Că ăla e homosexual atent și da. Că poate fute ca ceva. Ca o suricată, știi? Bine, deci Bogdan a tratat Dragoș. Convinge-l să da sau nu să voteze. Ce părere? Homosexual atent. Ca să te validezi tu cu tine, să te simți mai util, să simți că ai mișcat ceva. Te-ai simțit util până acum când ai votat? Nu, dar el nu, e singurul care înțelege asta pentru că el e fan fotbal. Și când ești în galerie, te mai duci la meciuri și ești dus, dar nu s-a de fan. Ești mult mai fan decât noi, da. Să zicem așa, comparativ vorbind. Și tu știi cum e când câștigă ai tăi. Gen chestia asta. Și dar nu la asta m-a referit de chestia de apartenență. Nu, nu. Eu m-am gândit ca aia, că nu, te duci, votezi și câștigi, ai tăi și zici, am făcut-o și da, 1-0 pentru noi. Exact. Nu, că te simți util că ai făcut o chestie socială, un gest de responsabilitate civică, la modul ăla. Da, ai contribuit, adică. Când n-ai altceva în viață. Dar adică, dacă ai altceva în viață, nu vota, lasă-te. Dacă ai stat la coadă să votezi, să nu iasă, nu știu, Vadim, să nu iasă... Ai, te unești un scop comun. Să nu iasă Dăncilă, să nu iasă Ponta. Cumva te unești să nu iasă cineva. Da, atunci și e mai degrabă chestia de galerie și de apartenență. În România, atunci, da. Ăsta e cel mai bun motivator. Bă, să nu iasă ăla. Păi da, dar nu v-ați săturat să tot nu iasă ăla, nu iese... Și bă, după aia iară trebuie să nu iasă la și nu iese. Cea mai mare, hai odată să-i lăsăm să iasă. Cea mai mare să ne distrăm. Cea mai mare țeapă mi-a luat în 2019 când mi-am futut o zi din concediu în Tenerife, 300 de euro și am vomat, n-am vomat în 44 de ani. De ce a pățit băiatul? S-a urcat băiatul în vacanță, a dat 300 de euro pe 3 bilete de feribot și s-a urcat pe feribot să meargă să meargă să nu iasă Dăncilă. S-a dus cu vomimotul. M-am dus cu vomimotul. Votul să nu cine iasă Dăncilă. Cine era Dăncilă cu cine? Cu căca, cu r, cu v, cu... Ții mă că am uitat. Iohannis, cu cine președinte? Iohannis, pardon, da. Cu impotent, vezi, cu arugant. Deja m-am debarasat aproape de tot, mai am un pic, am uitat. Muistul m-am costat 300 de euro. Văd la președintele țării în care ți-ai pus zii speranța. Zi unul care nu te-a dezamăgit, un președinte. Păi aici ai fost... Să-mi zici de ce? Pe ăsta te super. Zi-mi unul. Pentru că... Unul. Pentru că... de atât de jos nivelul. Man, ca președinte, bă, nu trebuie să faci nimic, mă, asta, nu asta ai atribuții. Trebuie numai să apari, să fii simpatic, nu știu, de două ori pe lună, să dai așa, să mergi ceva la o școală, să ceva vizitezi niște ceva țărani ceva într-o piață. Exact, n-o făcut nu au făcut niciodată. Nu, puțin și trebuie să faci. Te-ai dus să ai votat contra lui Dăncilă și dacă era Dăncilă, că m-am dus cu era mai spectaculos ce puțin la declarație. Am zis, bă, să nu iasă asta să ne facă de rușine, că apartenență la familia europeană, la valori, la... De rușine față de cine? De globul pământesc de care ne-am făcut de rușine oricum? Vine PSD-ul. Adică serios. Nu a fost groază să nu vină PSD-ul că ăștia-s cu rușii, cu aceeași prelungire a comuniștilor. Să-ți cu interesul și dacă să le iasă mai mulți bani de la americani. Și ai văzut că la PSD nuanța se tot schimbă. Ponta avea o nuanță, au venit Dragnea, au avut o nuanță, ăsta are altă nuanță. Dar Dragnea au fost nuanțele din PSD, încet, încet. La Dragnea face noi pe conspirații și pe asta pentru că era el atunci încolțit și n-avea. Știam astea în 2019, nu știam. M-am dus să-l putez pe mutală arogant, bă-jocoric. Păi și nu-i bine că te-ai mai maturizat între timp, că asta e evoluția, vezi ce bine. Dar tot eram naiv în continuare. Tot mă duc la vot, oricine și dacă iese marioneta asta. Nu un pic, și peste 4 ani, Bob, bă, și l-am votat, bă, și fonierul ăla de ciucă, mă. Bă, l-am crezut, mă, că vine din armată, așa. Bă! Iohannis și Pepsi pe lângă ăsta. Eu zic ce o să fie peste 4 ani. Fii atent, facem podcast. Exact la fel o să vă dăște în pula mea. Ce vreau eu să zic e că lumea e deja atât de setată pe direcția ei, încât oricine iese în România o să se întâmple cam același lucru. Adică. Și
Acelea o să fie direcția acordurile economice. Copii, este final de ianuarie. Că e final de ianuarie. În noiembrie avem alegeri. Cine candidează, bă? Nu contează. Oricine iese o să okay, se același lucru. Ok, te înțeleg și ai dreptate. De aia aș dăm dori... Dăm nume, mă. Aș dori să iasă ori Șoșoacă, ori Simion, pentru că ei fac o chestie atât de agresivă și spectaculoasă acum, și în momentul în care o să fie președinte, nu o să mai poată să facă asta deloc și o să trebuiască să facă exact opusul a ce au vorbit până acum, pentru că o să le zică ambasada Americii, bă, potoliți-vă, o să le zică Europa. Hai, că îți imaginezi că e ca un balon hai, care se tot umflă și nu pocnește și fâse. Un pic, da. Cum? Vreau să ne arate și cum, că noi suntem retardați și nu știm cum facem balonul. Cucu, dacă ajunge Șoșoacă, o votăm? Eu nu votez. Cum? Bă, dacă... bă poate să fii chestia asta, fii atent. Dacă n-ajunge. Știi că Finlanda, să faci Finlanda la modul a ieșit la Eurovision, de, apropo de Eurovision de mai devreme, Finlanda a ieșit la un moment dat un band de ăla în care s-a bătut joc unii într-un garaj și a făcut o nebunie și lumea la hipstereală i-a votat încă te-o câștigat. Na bun. Și o să fie, dacă un votul e secret, o să fie poze că am votat pe asta. O să-și pună pe... Instagram. Ilegal. Da. Ilegal, nu? Ceva de genul. Da, nu contează. O să zic că e tot ilegal. E ilegal, dar ți-o șterge de pe Facebook, dar nu o șterge votul, sine. O să voteze lumea cu Șoșoacă. Nu votează nimeni cu Șoșoacă, mă termină. Nu, mă zic așa. Cum să nu voteze? Să facă chestia asta și o să fie la mișto. Băi, atât de grav cu extremele dreapte și stânga în Europa, noi... Și cu asta, suntem la coadă, mă. Noi nici n-avem extremă dreaptă și stângă cu mâi. Uite-te cu mâi, mă. Uite-te nici la germani săraci prin ce trec. Uite-te la Orban, prietenul tău Orban de aici, cu a avut săracă lovitură de stat, noroc că i-o prins. Acum și ce zici lumea ta? Vai pula noastră. Zici tu. Bă, da. Pe cine o discriminat ei ca lumea? O discrimina vreo minoritate, se iasă în evidență Simion și Șoșoacă, s-o lua de unguri, de evrei, de romi, de cineva. Nu, zic în general. Auzi aici, ce spui tu? S-o lua de ceva? Nu, s-o lua de nimeni. Ce extremism e ăsta în care nu discriminezi o minoritate? Da. O fi luat tine care v-a dat, nu știți, bă, fii atent, că voi să... dați toată ziua pe Disney Plus și pe Netflix. O să-l bagi pe Raul Reițiu ca de ăsta electoral, știi? Da, da, da. Fai, câți bani o să bage în tine să-mi bat picior. Nu, mă, dar stai, să zicem că vine, că nu vreau să terminăm fără să știu. Da, bă, stai, vine Ciolacu și Ciucă, să zice, că pare că ei vor fi. Votați toți cu Ciucă? Ăștia care votați, să zic. Votați cu mergi și votați cu Ciucă? Nu! Uite, cum ai spus, cu amândoi ștampilor. Dacă s-am amândoi... Da, ce faci? Hai, nu trebuie să te gândești mult, că tu deja în mintea ta știi. Drulă, stai, nu mă, drulă și mai este și ăsta. Ce mă, n-o să vine Joana. Nu vine Joana, m-au zis că nu vine. Bă, dar voi nu sunteți la zi cu nimic, mă, nu vine. Nu sunt toate Joana. Am văzut acum și o să nu cava și gura are profilul, știi că avea o problemă cu un profil. Are profil de penelist acum. Acum are profilul egal. Man. Dar fii atent, asta ce zici tu, fără miștouri acum. Da, chiar să nu mai facem mișto. Deci da, într-adevăr suntem, pot să zici așa ca principiu prea puțin importanți, că îi zice ambasada Americii, bă, liniștește-te. Dar dacă în fiecare țară este curentul ăsta, deja începe să conteze. Să conteze. Dacă se întețește curentul extremist. Păi este, s-a întețit. Na bun, dacă și mai mult decât atât, da? S-ar putea să... Păi ideea e să nu existe varianta în care va fi mai mult de atât. De-aia s-a atent și colaborează cu americanii și nemții. Știi și cum, tăți care au probleme. De ce nu poate funcționa? Pentru că extremismul e prin definiție o mișcare contra. În momentul în care toate cele sunt contra, face plus, înseamnă că deja sunt pro ceva, da, și nu mai poți să fii cu ea pentru că ești parte dintr-un grup prea mare și vrei grupul tău în care să fii mai special, nu să fii atunci cu masa. Atunci să fie toate țările pro, dacă sunt contra și după aceea, automat, cum ai zis, logic, se transformă într-un pro, să fie pro-naționalism. E greu. Și atunci o să pară și contra. Și pe asta. Poate. Da, se poate. Păstă 10-20 de ani. Vorba lui Cehov Petre, 300 de mii de ani. Nu știm niciodată ce... E foarte greu să mai fii naționalist când... când internetul... Când Wiz are bilete cu 60 de lei. Corect. Da, dar să înceapă să închidă granițele. Știi cum e podcastul ăsta, sau mă rog, comedy-ul ăsta, sau ce e? E ca și cum ai locuit într-un bloc la parter
și afară la scară sunt patru bătrâni care povestesc de ale lor. Bă, tu ai de învățat pentru examen. Și nu poți, pentru că i-a spus pe ăștia, vorbim prostii, bă, ei n-au văzut lumea, nu știu ce se întâmplă, habar n-au politică. Mai rău. Dar au pe niște păreri atât de solide, băi, cum mai zic rău, au văzut lumea numai de pe vizor, distorsionat așa, și ca să scării, atâta. Atât, numai ca să scării. Și noi ne dăm cu presupusul ce afară. Exact. Din tot ce am zis, mie mi se pare că există mult mai multă toleranță în lume, mi s-a confirmat săptămâna trecută, de ziua Unirii Principatelor, a Principatelor Țării Românești și Moldovei. Ce treabă am avut noi ardelenii cu aia? În Cluj a fost un joc de artificii atât de frumos, efectiv ne-am bucurat că s-au unit ăia, că s-au împreunat ăia. Și mi se pare că asta e tendința spre care merge lumea, să ne uităm la cum se împreunează alții. Și încet, încet să fie dat și pe TV. Și atâta timp când ne place că alții s-au împreunat și noi bine. Dăm cu artificii, bă, este bunătate okay. Și speranța în lume. Atâta doar să fie artificii fără pocnet ca să nu deranjeze animalele. Asta, că trebuie să ne gândim și noi. Animalele de oameni? Sunt și ele persoane. Opa! 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 Tematica lunii decembrie pe pagina colegului Adrian Cucu. Aici suntem trei pensionari cu câini și unul care aruncă cu petarde. Da, 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 da. Nu în ei, în pula mea. În direcția lor. În direcția lor. Nu e adevărat. Care aruncă în oameni. Dar oamenii care arunc eu... Au câini cu ei. Eu am văzut că tu ai tot postat în perioada sărbătorilor și nu am ți-am vrut să mă... Ce, nu am ce vrut să mă... Să scrii sărbători. Să mă încarc cu emoție negativă și nici nu le-am citit. Bravo ție, pula calului! Să vezi cum sar unii ca petărzile, domnule. Și de asta ai postat în favoarea petărzilor ca să deranjezi oameni? Da, nu, eu am postat în sensul în care eu când văd subiecte din astea, din gravitatea problemelor, care ele sunt 100, când văd o problemă de asta, ca devenind o problemă națională, atunci simt că trebuie să hateresc un pic, să bag un pic de, cum să zice în engleză... A devenit o problemă națională, că e o problemă adică, simplă. Adică, bă, n-avem destule probleme grave. Am o pornește păi subiectul ăsta în fiecare an cu păi tocmai de asta că e simplă și simplă de rezolvat. Serios, nu? Și de asta s-a ridicat discuția. Ce o să mai apară? Ascultă, ce o să schimbi? Colegul are dreptate. Că e simplă. Pula aia se poate face o petiție și efectiv să opresc chestiile astea. Facă, că doar nu se schimbe politica fiscală. Bă, că este mult mai complicat. Și atunci să facă, dracu, dar nu în fiecare an tot vorbim de același căcat, dar nimeni nu face nimica. Da, dar faceți o petiție să vă da o lege. Îi voie cu petărzi, pentru că așa e de mii de ani, numai în zilele cu tare. Restul e amendă. Nu, să-ți dea voie să-ți faci petărzile tale de casă, tradiționale, artizanale. Naționale! Naționale. Să ai voie să faci numai cu mac-mac. Sacaluș. Pe tărzile se dau de mii de ani, dar nu la noi, ci la chinezi și ca să sperie spiritele rele. Deci ești de acord să ai pe tărzi ca să alungi spiritele în 2024? Chiar e nevoie să alungi spirite în 2024 cu produse chinezești? Băi, e distractiv. Da, eu aș alunga niște spirite, nu? Alung ciorile. Oh. Dacă faci... E o exorcizare mai light. Dacă faci din treaba asta, nu poți interzice dacă faci din treaba asta o chestie care ține de cultura locală. Da, dar știi care e problema mea? Nu, acum la bază, fără glumă. Vorbesc cu un om, poți. Inteligent, vorbesc ce vrei tu cu el și la faza cu petărzile o ia razna, man. Și nu mai ai cu cine vorbi. Și stai așa și te gândești. Ne lipsește exercițiul debate-ului. Asta exercițiul debate-ului. Stai că stăteam la o bere fain și când am pomenit de petardă și câini. Dar nașul că eu am zis așa de petărzile. Nu mai putem nici bea bere. Poți să interzici obiceiuri și tradiții și chestii culturale dacă contravin bunului mers al societății și aduc ofensă drepturilor individuale. Au interzis gen bătaiele alea în de cap deși dădeau ce la urginasă. Era tradiție să-și dea cu ciomegele în cap. Lumea a zis okay. Hai lăsați. Dar era o chestie foarte locală. Da, mă, dar de ce păi nu? Da, bă, odat în cap la trecători? Odat în cap la oameni. Ce proștiți! Că dacă o dat și-o dat în cap și la jandarmerie când nu i-ai dispărțea. Păi atunci acolo e problema celor care o dus tradiția și în curtelor la care n-au treabă cu tradiția lor. Dacă tu vrei să-ți dai în cap
ție? Conform unei tradiții, noi doi avem o regulă și o joacă de mii de ani, aia de când la ne lăsăm la bustul gol, ne lăsăm la bustul gol și ne batem. Da. Bă, dacă noi doi facem treaba, aia e tradiția noastră. Dacă ne apucăm să-i batem pe aia din vecin, normal că ne oprești și pe noi. Deci, până la urmă, ce faci cu tradiția ta? Păi vezi, până atunci, se ține și de faptul că o popularizau. Dacă intra la sport, ce se făcea federație de bătă în cap de la rugina atunci, asta? Atunci termină cu glumele. Știi care e faza cu petărzi? Era efectiv MMA. Nu e problema că dă cu petărzi. E problema, exact despre ce vorbiți, a tâmpiților care dau cu petardă intenționat în grădină la om, intenționat către câine, despre aia vorbim. De aia. Nu vorbim chiar despre aia care sunt centru și dă cu petarda. Ați văzut? Și zice 3-2-1. Noaptea de anul nou, voi ați văzut cum arăta Clujul. V-ați citat numai? Am văzut că am vă plecat. Știrile de a doua zi cu aia care au pierdut degete și ochi și... Da. Fii atent, dacă ai vrut să o impresionezi pe ea și ți-a prins tu de aia, că așa s-a întâmplat, wow, mască jumătate de față și tot din. Dacă au vrut să o impresionezi. Nu, a impresionat o pauză definitiv, dar când altul a prins o de aia și o pus în glugă, la fapt, ăla trebuie răstignit. Nu înțeleg. Ăla trebuie răstignit. Aici trebuie găsit echipă. Și una i-a aruncat în mașină și i-a cauzat. Deci vedeți problema până la petardă versus câine? Mai e de rezolvat petardă versus om în pula mea. Și după ajungem și la câine. Trebuie rezolvat. Nu e că... De ce simți nevoia să dai cu petarde? Corect. Mulți adulți fac asta și îți aruncă. De ce trebuie și sincer, eu nu am dat în viața mea nicio petardă. Eu maxim am bubui cu tub de ăla când eram mic. Da, niciuna să fac așa. Așa să vă gândiți că... Da, cu carbid. Pe atât aveam că eram săraci. Debate-ul ăsta de 2024 n-ar fi fost la intensitatea asta, pentru că ar fi fost altfel educația. Dacă moi asta în 2019 nu era fătute în gură încă de dezamă. România ne petardă la programul de țară. Bă, ați avut un președinte, o petardă care n-a pocnit. Ce să vă fac? Data viitoare votați unul și care pocnește. Da, și noi ne-am uitat cu Ciucă, speranță. Ciucă, că o să-l votați pe Ciucă. Mai exact. Vorbim noi peste un unul prost de bubuie. Că l-au făcut și armata și a fost general. No. No, hai că să ridic și Doridu, că nu mai are răbdare să ne asculte. Zim, de când ai oprit și noi, nu știm. Ocazie cu care vă mulțumim frumos că nu știu de ce ne mai priviți și vă durăm noapte bună. Vă durăm. Dorim noapte bună, copii. Nu că m-am îmbătat și am vărsat astea pe aici. Ce petarde ești!